Doi elevi din Zalău excluși în vară de la bacalaureat pe motiv că au copiat au fost reabilitați de către instanța Tribunalului Sălaj. Doi absolvenți de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Zalău au fost eliminați vara trecută de la examenul de bacalaureat de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru tentativă de fraudă. Cei doi tineri au apelat însă la consiliere juridică și au contestat decizia în instanță. Este vorba despre un caz în care doi elevi care au fost eliminați de la bacalaureat la sesiunea din această vară, din vara lui 2017, au contestat în instanță procesele verbale de sancționare a fraudei, a tentativei de fraudă în baza cărora au fost eliminați de la bacalaureat. Unul dintre elevi, Poptelecan, a fost reprezentat de mine și celălalt elev a fost reprezentat de colega doamna avocat Mihaela Covaci. Am solicitat să se anuleze. Cele două dosare au fost conexate și judecate împreună și am solicitat să se anuleze procesele verbale de constatare, așa zise, tentativă de fraudă. În esență, cei doi elevi au folosit o toaletă a unei clădiri unde s-a desfășurat proba de biologie. Acea toaletă a fost folosită în ziua respectivă de câteva zeci de elevi. La un moment dat, unul dintre ei a găsit pe, dintre cei doi sancționați, a găsit pe jos un manual, o culegere care cuprindea inclusiv disciplina biologie vegetală, iar supraveghetorul a decis să propună eliminarea celor doi din bacalaureat. În contextul în care, repet, toaleta respectivă fusese folosită de zeci de elevi în acea zi, care susțineau aceeași probă de biologie vegetală. Măsura excluderii din bacalaureat a fost luată înainte de a fi făcută orice fel de cercetare. Cu alte cuvinte, prima dată s-a luat măsura excluderii și după aia au fost luate declarațiile, de exemplu, a celor doi profesori care au supravegheat holul de la ieșire din clasă și până la toaleta unde s-a desfășurat, a avut loc incidentul. Momentan nu avem decât soluția instanței, nu avem motivarea soluției. Trebuie făcută mențiunea că hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Cluj, secția de contencios administrativ și fiscal, dar sperăm că această decizie să rămână așa, pentru că este decizia corectă. Comisia a acționat, cred eu, luând cea mai severă măsură pentru a scăpa de orice fel de suspiciune. Însă dacă era până acolo, trebuia să-i sancționeze cu aceeași măsură pe toți cei care au folosit toaleta în ziua respectivă. În plus, instanța obligă Inspectoratul Școlar Județean Sălaj la plata cheltuielilor de judecată pe care le-au avut cei doi tineri, 1200 de lei pentru Dan Tiberiu Poptelecan și 1500 de lei pentru Alexandru Rareș Petre. Decizia este cu drept de recurs.